Potrivit informațiilor puse la dispoziție presei de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, la sfârșitul lunii ianuarie erau înregistrați în județul nostru circa 6.150 de șomeri. Dintre aceștia, puțin peste 1.700 beneficiau însă de indemnizația de șomaj. Circa 500 din totalul persoanelor fără un job erau cu studii superioare, în jur de 150 cu studii postliceale și aproximativ 1.000 cu studii liceale. Alți aproape 800 aveau o diplomă de profesională, în jur de 1.300 doar studii gimnaziale și aproape 2.500 studii. În, primare. în ceea ce privește repartizarea șomerilor pe grupe de vârstă, pe primul loc erau șomerii cu vârsta cuprinsă între 40 și 45 de ani, circa 1650 de persoane, pe locul 2 șomerii cu vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani, 1234, iar pe locul 3 șomerii cu vârsta sub 25 de ani, aproape 2000 de persoane. Cei mai puțini șomeri erau înregistrați în grupele de vârstă 25-29 de ani, peste 500, și cei cu vârsta peste 55 de ani, aproape 900. Datele AJOFM mai arată că în luna ianuarie rata șomajului înregistrat la nivelul județului Maramureș a fost de 3,13%, mai mică cu 0,02 puncte procentuale decât în luna decembrie 2017 și mai mică cu 0,33 puncte procentuale decât cea din luna ianuarie 2017.